Câmpul Îngeanul din defensiva echipei Dinamo București, Mihai Popescu, 25 de ani, va fi împrumutat în prima ligă din Scoția la formația de pe locul 11 St Mirren. Jucătorul va părăsi pe Dinamo încă din această iarnă pentru un salariu de 4.000 de euro pe lună, iar scoțienii vor avea în iunie opțiunea pentru a-l achiziționa definitiv. Într-o discuție purtată în această după-amiază cu jucătorul, acesta a confirmat informația și ne-a spus că joi dimineața va pleca în Scoția. În tricoul câinilor, Mihai Popescu a jucat 39 de meciuri și a marcat de 4 ori, iar în acest sezon a bifat 13 meciuri, reușind să înscrie 2 goluri. Unul dintre acestea a fost în poarta rivalilor de la FCSB în acel spectaculos 3-3. Să vedem ce va aduce această lovitură de la colț, centrarea lui Salomon! Mihai Popescu, este 3-3. Din 1988, dacă nu mă înșel, n-a mai fost un 3-3 între FCSB și Dinamo. Am revăzut și dintr-un alt unghi, Diogo Salomão. De-a lungul carierei, Mihai Popescu a jucat pentru Dunărea Călăraș, ACS Berceni, FC Voluntari și Dinamo București. De-a lungul anilor, mai mulți fotbaliști cu origini moșcelene au evoluat peste hotare. Astfel, Ionel Pârvu, fost fundaș al echipei Steaua, de la începutul anilor 90, originar din comuna Stâlpeni, a jucat peste hotare la 7 echipe, cele mai cunoscute fiind PAOK Salonic și Fortuna Düsseldorf. Gică Butoiu a jucat la Standard Liege în Belgia, Ionuț Bădescu la Neftochimic Burgas în Bulgaria, Dan Nistor la Evian în Franța și Ionuț Burnea la FC Costuleni în Republica Moldova.